Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Evil Within 2. Oameni buni, întâmplare că ne-am întâlnit, bine, am început aventura noastră nouă din acest joc horror survival de data asta, adică survival RPG aș putea să zic, pentru că aici deja știți foarte bine, în Evil Within 2 lucrurile nu mai sunt atât de închise ca jocul precedent. Acum sunt așa mai open world, mai cu o tonă de chestii pe care le putem face. Alea, e o altă nebunie aici. Și acum ne craftăm gloanțe, de ne credem direct în Resident Evil, mă, băieți. Am 65 de astea, bă, calmați-vă. Stai, mă, să mai fac câteva. Să fie 4. N-are sens. Hai că am făcut dacă e. Gata, mă, suntem maxim. Acum medkit-are, avem seringi, nici nu ne interesează. Weapon upgrade-uri, ia stai așa că poate putem da și niște upgrade-uri pe aici. Firepower. Da. Puțin firepower nu strică, dar aici nu mai avem piese, nu-i așa? Deci ca să creștem și clip capacity-ul și cred că ăsta este... și reload-ul. Perfect. Avem ăsta aici pregătit, ăsta așa pregătit. Bun. Și pe rotiță alegem chestia asta. Field crafting. Putem crafta și chestii pe drum. Adică nu e obligatoriu să rămânem în casă sau ceva. Bun. Opa. Prietena noastră, man. Ia. What the... Who was that? Hai că who was that, când o știi foarte bine cine e. Prietena noastră, mă. Am întors la pistal aici, dar stai să scăutăm scaunul cu rotile. Care e fix scaunul de upgrade-uri. Îmi place cum e așa un pic de tranziție către jocul, către primul joc. Ar fi fost mișto dacă îi făceam un remaster la primul joc sau un remake așa cu grafică de asta. I-a arătat bine rău de tot. Ui. Hey, let me out of here. Detective Castellanos, what a pleasant surprise. Welcome back. You again? How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Cred că e o altă personalitate a lui Cunningham. Kidman, pardon, nu Cunningham. You look tired, detective. I can help you get back in shape. Just like before. Și asta fie, mă. M-am uitat cât de nebunesc era asta craftat sistemul. Mamă, ne mai trebuie 100 gel. What? Steady hands. Hai că-s bine și asta în caz de orice recovery. Nu mai avem data. Avem și noi gel de o schemă. Stand up, te pup. Și fain că acum când te întorci ca un crotile. prea tare, hopa. Pleacă indicațiile. Ne dă miții ceva aici? Că pare că ține miții ceva pe aici. Nu ne mai dă nimica de acum, gata. Băgăm și noi asta aici ca să salvăm. Chapter 3. Țac. Bun. Și dăm și aici. O'Neill's safe house. Înseamnă că acum trebuie să ieșim afară, nu? Și ieșim pe ușa din față. Și așa sunt marcate astea. Ok. Let's see if I can find this signal he mentioned. Asta e. Looks pretty far away. But it's the only lead I've got. God, I hope it's Lily. Opa. Ce se mai întâmplă, mă? Mă gândeam că parcă prea e totul prea întreg. Trebuie să vină să-și facă și ăsta derby-ul pe aici. Puțin așa.
ce am mai văzut? If it keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. Mamă, a plecat direct Inception, despre ce vorbim? A plecat Inception-ul, băieți. Bă, sunteți pe bune? Those things are piling corpses up here. But why? Păi vor să facă mare bufet, frate. Stai că a plecat toporul aici, vezi ce bătut în cap. Ia, ia, stai. Oh, no. Ce e asta? Tot vedem că flicăre ceva. Oh. Ok, am încercat să joc puțin pe ăsta, dar nu a mers. Mi se nu tracă e. Pare că suntem în regulă. Da, suntem ok. Oare putem intra și în casele astea de pe aici? Nu cred, da? Ia, în biserica aia poți să intri. Bă, dar uite cât loot e pe afară. Sticle nebunii alea. Oh. Ba chiar aici ar trebui să fie treabă. Eu te ia. What I've done. Please forgive me for what I've done. Please forgive me. Oh my God, please. I know I've sinned, but not this. Please, I won't sin again. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me for what I've done. Hello? Please forgive me. Are you okay? Please forgive me. Please forgive me. Oh God, please. Please. Mom. Please. Mamă, i-a luat sufletul, bă. Oare îl bagă în creatura aia sau cine știe ce-i face? Sau poate se trezește el? Mamă, deci auzeam de oprașa, am crezut că-s vecinii mei de la trăpinii de la ei. Mamă, bine că s-au activat toți. Vezi că stăm bine pe criticale. Stăm bine rău pe criticale. Mă, și aici chiar dropează ăștia loot, nu își bat joc. Looks like the padre had some fight in him. Omul a junghiat pe ăsta așa. Opa. Clasică. Ia mă, cheia aia, ce faci tu în gâdile atâta? Bine, întrebarea e unde folosim cheia aia, dacă tot în aceeași mod ca în primul joc sau e altceva? Stai așa un pic, hai să băgăm și un pic de healing, că stăm cam părnaie. Mă, mereu uit că e W-E. Încolo era pentru a citi quest-urile. Cam în mare îți dau ăștia câte un, îți dau gunpowder cât pentru un clon, ceea ce e perfect. Deci ăsta seamănă puțin cu Sebi. Așa că vreau să tragem și noi pe dreapta niște materiale, nu? Una alta. Să fie și noi bine.
Acolo, practic, ar trebui să mergem. Stai că țipă cineva aici și-s curios de ce țipă. Ăsta-i mulți rău acolo, mă. Da, nu mergem, n-are sens. N-are sens să ne ajutăm cu ăștia. Bun. Atunci stai să vedem cum progresăm către main story. Metal pipe used to component for crafting. Asta e bine. Încă o bucată de statuie de asta. Dar lutează, mă, Sebi. Greu mai lutează, mă, Sebi ăsta meu. Așa că sunt multe lucruri pe aici și ar fi păcat, știi, să lăsăm. S-a activat simțul ăla de goblin ale mele, de hai, uite că aici niște loot, mai e acolo niște loot, mai e o posibilitate să fie acolo ceva. Nu se poate altfel. Ca și în primul joc, știți foarte bine cât ne-am aruncat pe toate semicotloanele cât puteam, chiar și atunci când eram urmăriți de tot felul de creaturi, tot așa ne mai duceam puțin pe aici, pe colea, să dăm câte o schemă. Oh, borcanașul cu gunpowder. Stai că mai e ceva, mai e mult gunpowder, sunt proteine. Sunt proteine de gloanțe astea, mă, vă zic eu. Bun, și noi trebuie să ne îndreptăm către direcția aia, bun. Și celălalt cred că e un side quest pe care nu știu exact cum o să-l abordăm. Dar îl abordăm noi. Cum un pic. Uite cum lăsam eu gelul ăsta aici, e incredibil așa ceva. Deci mai în față. Părea că strălucea ceva de afară. Am văzut eu ceva de afară și am zis că fii atent că ăsta e. A, uite mă, chiar era ceva înăuntru. Mai luăm niște huei de ăsta așa. Bun. Ia să-i dăm de aici. Deci dacă el îmi spune că pe aici e quest-ul, noi pe aici ne ducem, nu? Hai zic. Mereu când îți dă semnul ăla, cred că îți arată că te apropii. Sau că e ceva pe aproape. Nu știu exact ce ar trebui să fie asta. Bun. Dacă am luat, am tras pe dreapta niște lucruri. Double tap, nu prea am dat double tap, dar să zicem smoke. Aude. Facem grenadă sau ceva. Niște sticle. Bine, cu sticle mi se pare că faci fie molotoave, fie smoke bomburi, dar nu mai țin minte exact. Oricum poți face multe lucruri cu ele. Sunt foarte viabile. Ok. Văzut că e cârie ceva pe acolo, dar era altă chestie. Puțin loot. Aș fi crezut că poate vreunul aici. Oh, fuse. Very useful for crafting și ăsta. E, a plecat beciu, bă. Dar vreau să mâncăm beci. Bă, practic, indiciile ne-ar spune că da, ar cam vrea să merg în beci. Ia, uite-te în beciul ăsta aici. Mare beci server room, ce e asta? This computer's still working. Loading, stai că-mi încarcă ceva. What the... What the fuck? Is it fast travel? The Marrow Armory. Okay. Unde ne aflăm? Măi, nu mai țin minte locul ăsta. O, ba da! Stai cu foarte mult combat aici. Parcă e un fel de zonă de asta super mega infestată.
O să-i dau de asta să o... Nu cred că pot să o execut pe asta, mă. Da, de ce faci așa urât? Zici că e... Zici că e de la, mă. Zici că e clicker din The Last of Us. Nu se întoarce și ea nimica? Acum că nu-ți fac eu stânga și o să vreau să o duc către ea. Da, bine. Ceva e în liftul, în lifturile astea. Ceva clar vrea să iasă de acolo. Okay, am vrut să fiu sigur. Am vrut să mă asigur. Ok, dar nu poți să le faci nimic, a? Dar unde am ajuns, mă? Legit, nu mai, deci nu mai știu exact ce era zona asta. Mi se pare că The Marrow e o zonă foarte aproape de centru hărții, cum s-ar spune. E o treabă, parcă. Bine, oricum s-ar trebui să găsesc pe cineva aici care, de care să am nevoie. Never mind. De mare. Ui, le lasă, bă, că l-ai... A băgat pe ăla. A nenorocit rău de tot pe ăsta. Da, aici nu e nimica. Asta ce e? Broken fuse. Shatter strike? Nu, ok, am vrut să verific. Ajustare. Nu pare să fie ceva pe aici. Am găsit handgun bullets. Am găsit că o să ne dea un alt pistol și am fi avut 3 și după aia a fost dubios. Opa. Dacă a plecat mare shotgun-ul. Nice. Fii atent. I'll take it. Da, trebuie să-l setăm și pe ăsta undeva să-l putem folosi. Gen, să-l avem la îndemână. Bun, stai așa să-l punem și pe shotgun-ul pe... Nu, deci facem așa. Pistolul pe 1, shotgun-ul pe 2. Perfect. Ok, n-am ce să reload, să mai dau. Bun, cred că de acum trebuie să facem drumul înapoi, mă gândesc. N-ai altfel. Da, altfel n-ai ce să-mi faci. E, good morning și ție. Cine să mai vină? Speranțele.
Da, mă, deci cred că atunci când găsești un ăsta de armory, există șansa să găsești o armă nouă sau ceva chestii, dar trebuie să treci totuși printr-un... Treci totuși printre niște inamici, nu poți să te duci așa de capul tău, mă gândesc, nu? Da, mă, era prea simplu după. Să fi fost așa, gen, hai, uite mă, du-te și tu la armurerie. Uite mă, uite prinții. De-aia ne dăm o shotgun. Prinții, mă. Prinții ei erau. Da, mă, dar nu putea să te lase așa, să te... să te distrezi doar puțin. Trebuia să-ți dea, mă, niște activitate. Gata, acum cred că putem să ne cărăm de aici. Era, e și prima noastră armurerie, deci vă dați seama, n-avea cum să ne dea acum cine știe ce nebunie. Dar fain. Fain, fain, fain. Mă, acum nu știu sigur că o să vreau eu alte arme care să nu fie gen obligatorii pentru story. Dar e mișto. Bun. Hai să dăm teleportul înapoi către, către zona unde eram. Că deja e ridicol. Dar blană rău tranziția asta. Seamănă exact cu ce folosește God of War. Știi, să n-ai loading screen-uri de-a bine. Cu toate că mie îmi scrie loading screen acolo sus, dar... totuși. Chiar e forță rău de tot chestia asta. N-am să vă mint. Adică mi se pare o mecanică super drăguță pentru 2017 când s-a lansat. E posibil să fi avut inspirație God of War din treaba asta, deși e cam târziu să zici că a avut inspirație din ăsta, ținând cont că na, God of War a apărut la un an diferență. Așa că na, nu știu ce să zic mai exact aici. Bun, deci de aici ne-am lămurit și cu asta, hai să ne îndreptăm totuși către unde avem noi quest-ul. Hai că poate se trezește bobița asta mea de aici, ce zici, fra? Respect pentru munca depusă. Mamă, două glanțe fix pe lângă. Deci nu trebuie să le distrugi capul complet. Mă gândeam că trebuie să le faci capul varză complet ca să-i omori. Dar nu cred că e doar asta. Uite, mai e o de-aia în față. De moare greu. Uite mă, și mașină mai e aici. Stai așa. Stai așa că pleacă loot-ul, unde te grăbești? Încoace. Apă bune și mi-a consumat toporul pe toată schema asta, mă. Elegant, ce să mai zic. Ne apropiem, ne apropiem. Laurențiu e în turbo acolo, e hiperactiv maxim. Stai așa. Frumos. Ia zis, se trezește mândra. Ce să aștept să se activeze ea când pot să o activez eu și să-i... să profit că stă și pe loc. Nu? Vine cineva? Nu cred că mai vin de afară de ăștia. Oricum, trebuie să-mi craftez iarăși niște gloanțe sau ceva. Ia, stai așa un pic. Crafting. Handgun bullets. Pot să dau direct maximum. Așa, mă. Mai zic. Hai că am consumat tot ce am avut până acum. Deșteaptă schemă. Deșteaptă schemă rău de tort. Mamă, fii atent că mai e și pe acolo ceva. Am auzit, mă. Mă, pe asta nu știu dacă sări să mă duc iarăși după ea, să o prind de picioare, să o gâdile în tălpi sau ceva de genul ăsta, dar cred că ar fi o treabă. Ia stai așa, echipăm și noi asta.
Mă, da, vezi că pe sunet e nebunie alea cășocul, că tu mai aștept să vină ceva din dreapta. Du-te acolo, fata mea. Du-te acolo. Aș vrea că nu e îndeajuns. Deci te aștept să iasă câte un dăsta de peste tot, mă? Deci de oriunde poate să-ți vină câte un dăsta dintr-o dată? Nu e deloc ok. Bune. O, pouch upgrade. Vezi că mi-e mișto dacă găsim upgrade-urile așa și nu trebuie neapărat stau să le caut eu, să le fac. Bun. Direcția tot e încolo. Bă, dar simțurile de bobiță. Să stau să cotrog băi prin case. E prea periculos aici, stai așa un pic. Aștept să iasă cineva din dulap. Am să mă asigur. A, încă mai avem toporul, mă. Vezi că încă mai avem toporul. A fost doar așa o schemă mic. Niște sticle. E un prieten așa pe aici, 100%. Ii dăm încoa. Iese din dulap amantul. Cum era să fie unul în dulap și să fie de fapt amantul și dintr-o dată să... Oh. What's happening? Ok, woman's journal. It's freezing. Da. What the fuck? Unde am ajuns? Nu știu. Să fug de ea, presupun. A, nivele de alea de doar trebuie să te ferești de ea, more or less. Da, sperăm că nu mai dăm de așa ceva. A, nu, trebuie să mă duc după ea. Trebuie cartel aici. Mă duc după aia, pana mea. Vedem că iese. Băi, dar nu știam de astea. There's gotta be some way to get out of here. Sincer. Regăsită cartela aia, mă. This might get me out of here. Sit-o. E acolo. Îmi dau seama dacă e la ușă. Ok.
E, trebuie să o fraierim oricum. Mișto melodie. În trending ceva nebunie sau? Vai da viața ta. E momentul, fugi. S-a amintit din primul joc? Mam. Did I just imagine that? Yep. No. That was... What was that thing? Nu știu, frate, dar m-a nenorocit oricum. Cu nananau ei, cu tot. Asta e un alt slide pe care putem să-l folosim. Bă, băiatule, bă. Ce ți-am și cu fantomele astea? O, mai e ce-a fost? A, uite la casa aia acolo unde strălucește. Bă, băiatule, bă. Panică maximă. Eu mai mă uit așa să văd dacă... Opa. Da, e safe zone acolo, cred că. Mă-și duce puțin acolo, că e safe zone. Uite și pe ăia, bă, special de ăla de puța. Monstrul ăla de pute, urât. E unul sub mașină, uite cum stă, mă, dracu, sub mașină. Da, mă, de ce tot se opresc? Uite, practic, se duce acolo. Oare poți să intru în casa asta? Poți să intru la aia? Nici nu am uitat cum ar trebui să ne ocupăm de asta. Uite, avem și dar balet aici, a? Șoc bolturi. Nu, n-am cum să dau drumul la curent. Și practic ar fi un safe house aici. Mamă, deci înseamnă că eu trebuie să bat tot drumul acum până la chestia aia de acolo? Mamă. Și mai e și la sub mașină și mai e și acolo la mașină ceva. Bă, uite ce o de asta acolo. Smulți rău de tot. Știi, ar trebui să-i distrag cu ceva, știi? Special urățenia aia ar trebui rezolvată. Mă, da mai sub mașină la nu încape discuție. Dar ai ceva bebeluș acolo. Aici spamez E să luteze ceva de incredibil. Încerc să intru în tufă. Vreau să mă vadă urățenia asta, dar o să mă vadă asta. Nu mă vede. Insane, bro. Insane skill. Nu, dar e din tufă în tufă, mă. Vai, leu, cum face urățenia aia, bă, băiatule. Uf, ok, stai așa. Du-te, puile, du-te. Văzut ăsta, mă? Torsese el repede, mă, și de-aia. Ți-mi minte că prima dată când l-am jucat, nu cred că am încercat să fiu stealth și... am regretat.
Erau toți bărbații ăștia dintr-o dată, 100 de animale dintr-o dată au sărit pe mine. Hai mă, pleacă odată, du-te de aici. Mamă, dar nici că vrea să plece. Îi dă-vă măștea pe gheț. Mamă. Hai că încă puțin. Încă puțin. De aici ar trebui să fie easy to go. Chiar și semi-easy to sprint. Mă, dar uite-te la urățenia aia, bă, băiatule, cum arată ăla, bă, dă-te, mă, de aici. Hai să întoarce și ăla, perfect. Bun, de aici cred că suntem full liber. Da, pare că suntem liberi. Opa! Aici ai, mă? Are these lilies? Mhm. Lily? Are you here? It's Dad. Where did she go? Uite urmele, mă. Lily, it's okay. It's me. Damn it. Right, calm down. How do I get in there? Am o ce mai protecție, bă, băiatule. Legit. Cum adică aici e office? Că numai office nu pare să fie. De păpușa. It's Lily's doll. She's been here. Ah, de ce tot încearcă să scape pe aici? Should check out around back. See where that window comes out. Stai un pic să găsim și noi cumva să... Mare bocan ce i-a dat la ușa aia, zis că și noi poate... Opa. Aud... Aud distracții. Distracții care au dispărut. Am auzit niște mureli și toate alea. Where did you run off to? A, nu e un răspuns. La clar nu e un răspuns. What the? Oh. Good. I'm coming, sweetheart. Just hang in there. Și tu îmi spui acum că eu ar trebui să bat tot drumul în direcția asta? Oh my fucking god. Oh, stai că vine. Am zis eu că vine ceva. Hai, capul ăsta periculos. Hai, mă. Nu, ești mort. Uite capul tău.
Deci da, trebuie să le tragi odată și după aia trebuie să le tragi în capul ăla dintre picioare. Și da, știu cum a sunat asta. Ia stai așa. Stai așa. Hai să o văd orătănilor. Haine, creaturi! Vai de viața mea! Taolo! Fix ce-mi dorea mai mult. Bă, măcar drumul către partea aia de acolo e eliberat acum de băieți sau? Cum si cum sa, adică cam da și nu prea. Adică e bobiță ăla aici. Cu focului cu tot. Dar îți pare că pare că ar fi eliberat. Unde e față și încolo? Așa mă, ăsta ce are? O, stai că și ăsta are niște chestii. De putem să-l luăm de la... Ah, shotgun shells. O, oh, stai un pic, stai un pic. Vă văd, derbedeilor. Dar la mare fuse, mă, n-ar trebui să meargă fuse-ul ăla pe chestia asta? Ar trebui casa asta de aici. Hai să văd dacă se scoală. Ok, s-a prins, da. Poate mă ignoră și pe mine. Și eu i-am ignorat pe ei, am fost un suflet cald și i-am lăsat acolo. Așa sunt și ei un pic de niște suflete calde, știi? Sunt și ei însuflețiți. Nu? No? Ok. De momentan pare că mă las în pace. Aici, nu? Let's try this again. Aici. Și-a fugit în casa aia de acolo. Aici, în tufe. De aici s-a dus în altă parte. Urmă de sânge. A few days old. Hope it's not Lily's. A plecat sangui. Iar am pierdut semnalul. Să mergem la altă casă acum, undeva unde nu știm. Asta e o treabă. Stați două secunde să verific ceva legat de fuse box-urile alea. Ah, ok, deci merg doar dacă ai crossbow, ceea ce noi nu avem. Da, din păcate noi nu avem crossbow. Avem săgeți de crossbow, dar nu avem crossbow în sine. Asta e partea nasoală. Sperăm că poate prindem și noi un safe point sau... Nu-i putea să fie un safe zone aici. Nails. Este așa, poate pot să craftez ceva nebunie pe aici. Crafting. Nu pot decât gloanțe și medical kituri, weapon upgrade-uri. Pistol, mai băgăm la niște firepower aici. Facem pistolul ăsta bombă. Vă zic eu, toată investiția se duce pe pistol. În general, toată treaba s-o duce pe pistol, pentru că e cea mai utilizată armă, de aia zic. Ok, în direcția aia. Eu cred că și aici, dacă m-aș fi dus în asta, ar fi fost o altă idee. Tot încerc să văd unde ar mai putea fi un safe zone. Că e nașpa rău cu save-urile. Mm.
casa de aici. A, ții minte, mă, partea aia de acolo. Da, ții minte tare partea aia de acolo cu... groapa aia de mașini. Oh, thank God. Mm-hmm. I remember. It looks like she stopped here to hide. Deci o să fie mers în altă parte. Who do they belong to? Oh, trebuie să intrăm acolo. Smart girl. Lots of good places to hide in there, I bet. Mm-hmm. Bun, astea. Aaa, da mă, și aici trebuie să mă chinui cu ăștia să văd eu cum ajung și toate alea. Hai mă, unde și mie asta? Ce asta? Computer entrance to the armory. Asta e safe house aici. Workbench. Da, cred că ar trebui să fie pe aici și un safe house sau ceva. Deși mă îndoiesc. Oh, what the fuck e aici? Dar nu pare a fi safe house. Mult sânge. Foarte mult sânge. Oh, un alt workbench. Ah, m-a umplut jocul ăsta de workbench-uri, bă. Nu. Nu din nou. Man, is this for real? For real? Lasă-mă să ies. Damn, it's that thing again. Ah. Și cum se presupune să ies? Nu trebuie să craftezi acum ceva nebunie, nu? Gen, hei, craftează asta ca să poți să ieși de aici. Nu, nu cred. Oh, wait. What's up? Am ieșit forțat. Cred că am ieșit forțat din chestia aia. Da, cred că am forțat-o sau ceva nebunie de genul ăsta. Da, legit, nu e niciun safe point prin apropiere? Adică nu mi-e de altceva, dar e legit, suntem la camă căi, am progresat o grămadă. Prea aș vrea să las tot în voie autosave-ului, though. Ia stai să vedem, găsim și noi aici poate ceva. Unii se distrează acolo, trailer neamu. Grozav, s-a închis ușa. Ia zi, na, 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 și aici. Mă aștept. Aștept un mare na, 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 și aici. Nu o să vreau să ies. Rămân 4. Asta e. Și ăsta devine un safe zone? Îmi pare. Ai, o de-asta. Cum arată, bă? Ah, oh, shit! Și-a bătut joc de mine.
Ei, măcar știu că a salvat aici jocul, în caz de orice. Bă, și-a bătut joc de mine. Nu, că se iau shotgun direct și eu îmi pușc. Nu s-a la discuții. Așa. Bă, dar eu n-am tras deloc cu ăsta. Ah, ok. Mai bine nu trag cu ăla. Da, mai bine nu tragem cu ăsta. Nu chiar cel mai bun pistol pe care vreau să-l folosesc pentru țintă de genul ăsta. Investigate. Să ghicești, ăsta ne va duce într-un armory ceva ceva sau sal? Ia, îmi pare eu că și ăsta ne duce într-un armory. Dă-mă mai sus. A, nu, e cu crouch. Oh, fuck. Oh, chiar trebuie să ajung aici. Stai, altceva aici. Mamă, unde am ajuns, geluțule? Bă, cred că o să risc și dacă e ceva, nu ești prima aici, că deja ne ține foarte mult, boys, cu video ăsta mai mult decât e necesar, dar e mișto rău de tot, adică nu m-aș opri, dar știți cum stă treaba. Așa cum am bun, nu uitați să dați like, subscribe și comment și am zis de acum data viitoare când o să explorăm nebunia asta de aici, să vedem ce Dumnezeu se întâmplă. Hai,